Salut, pe băieți, sunt eu, Moșailov. Vulturul e lângă mine, ca să știți cum stați. Nu, nu vezi pe ăla. Eu nu mi-aș fi permis să vină o prietenă la mine și spun să se dea la bărbatul meu. Asta este cea mai penibilă situație. Dar asta este, știi, vorba aia. Acum ți-ai revenit, ești ok? Oh, da, frate, eu nu am nicio treabă. Nu. Da, eu cum trăiesc viața mea, am două persoane lângă mine și sunt fericită. Nici nu am nevoie de mai multe. Am și două prințese. Adică iubitul și amantul și persoane. Imi, ce faci? Bună, bună, vă pup pe toți. Ești ce fel de persoane? Iubiți sau prietenici? Nu trebuie să vă speriască, dar m-a sunat foarte multă lume. Bă, dar nu se zic cum apare pe Foriu, că asta s-a întâmplat acum 5 luni de zile. Poliția oricum o să o facă dreptate, pentru că n-am fost la poliție, pentru că Dan a venit să mă bată cu alișure aia, ambele bătăușe. Dar vorba aia, poliția își face treaba, știi ce zic? Eu nu stau să mă bată. Nimic, dacă nu apucați să te bată, ce vrei să le fac? Băi, nu, eu am fost la poliție doar pentru simplu fapt că nu se pătulau cu amenințările și mă spunea, păi dacă ești șmecheră și ești bazat, înseamnă așa. Și eu, na, îți dai seama că eu nu sunt cu bătăi. Te-ai dat la Alin? Nu m-am dat, frate, n-am avut nicio treabă. Ea te punea să te dai la el, nu? Da, da. Nu, dar toată nebunia a început de la pur și simplu fapt că, na, am cerut ajutorul și ăla îmi zicea să mă arunc pe geam. Da. El în glumă, nu? Păi n-ai cum să glumești când îl vezi pe un om că este în starea aia. N-ai cum să-i spui să-ți arunce pe geam. Da, pe la te aștept sau și la Alin. Și pe lângă asta, să mai și... Adică, știi, putea măcar a doua zi să-și ceară scuze, știi? Să zică, bă, n-a fost ok ce am făcut, știi? Na. Mă, oricum, na, nu, eu nu trăiesc din TikTok, adică n-am treabă, știi? Eu, și dacă nu intru pe TikTok, lumea oricum mă știe, mă cunoaște, adică, na. Da, tu știi, eu nu mi-a plăcut de tine când te-am văzut la Robert Ionescu. Ți-ai stricat imaginea atunci când te-ai dus la el. Nu, că ce trebuie, că nu spun. Cum nu? Tu și cum cu vreo câteva fete. Eu cred că nu știu despre nu. Când ai fost plecată tu în Dubai sau unde ai fost plecată? Eu am fost la al meu în Dubai, nu la Robert Ionescu. La cine? La iubitul meu am fost în Dubai, nu la Robert Ionescu. Păi și nu erai într-un clip cu toți acolo? Păi nu stai puțin, că clipul ăla acum 1500 de ani era făcut în București, nu era la... Și eu cu Robert Ionescu am fost prieteni, adică de în afara TikTok-ului, nu eram prieteni de pe TikTok. Ah, eu am crezut că ai fost în Dubai la ăla, că ăla e pe invers acolo și numai manevră făcut. Păi și pe mine, când i-am zis atunci să mă ajute să mă promoveze și pe mine, și cât mi-a cerut? 400 de euro. Păi și vezi, și prietenii el. Dar el m-a dat la 4 dimineața că nu-i merge PayPal-ul și nu știu ce. Asta spun, știi că lumea te caută doar când are nevoie sau dacă poți să-l ajuți cu ceva. Păi, sau... Auzi, pentru ce se trebuia ția promovare? Poftim? Pentru ce se trebuia ția promovare? Eram primatul pe TikTok, nu știu ce, și nu aveam și eu nevoie de cineva să dea jocuri cu mine și nu știu ce. Și când am văzut că donatorii lui veneau la mine, că el încerca mereu să mă înjosească, s-a supărat și n-a mai jucat cu mine, a încercat să-i certe cu mine, știi? Denis, mulțumesc! Da, e pervers flyer-ul. Bă, nu neapărat că e pervers, dar na, eu l-am ajutat și după aia a dat-o cu mine, că domne, m-a făcut, că eu i-am dat, nu, că i-am dat eu 400 de euro să mă fută și după aia eu l-am arătat la oameni. De fapt și de drept. Dar da banii să facă promovare? Da, mă, dar am dat 400 de euro, dar omul ce crezi? Vrea să iau tricou de la 2500 de euro din Dubai. Îi cumperi un tricou? Da. Păi, ai, o găsit el un tricou acolo, dar la ce firmă? Nu mai știu unde mă dusese, că m-am întâlnit pe acolo, din greșeală, eram pe acolo, prin mall și m-am întâlnit cu el, știi? Și era cu un băiat și... Deci, domne, hai, lasă, nu m-am dat 400 de euro, hai să-mi ieși mie un tricou. Și m-a dus să iau tricou la mausitul. Și zic, păi, tu ești nebun la cap, cum dracu să... Pa, și cum ai văzut, el vrea să-ți
Să iei tricou la domnul și eu, adios. Ei, mulțumesc, vă pup, vă mulțumesc frumos pentru provocare, vă pup pe toți, mulțumesc. Da, mă, eu, așa, da, îmi face plăcere așa să mă intru, să mai vorbesc cu oamenii, dar nu, știi, eu nu, adică cam asta, cu asta se mănâncă aici pe TikTok, cu înjurături, dacă îl înjur pe ăla, dacă vorbești urât despre ăla, adică cam așa, asta caută lumea, știi? Dar eu sunt fericită, frate, că eu provocări când m-am făcut, am făcut niște provocări amuzante, le-am făcut pe bune, adică nu le-am făcut cu manevră și așa mai departe, știi? Și, da. Adică, cum a fost timpul atunci pe TikTok, a fost super bine și eu m-am bucurat de chestia asta. Dar acum nu prea mai ce să mai faci pe TikTok, să mor eu dacă am văzut pe vreunul să mai facă vreo provocare sau ceva mai caterincă, să râs sau ceva, știi? Da, fiecare, eu nu fac deloc provocări. Fiecare, da, ei le știu pe ale lor. Da, adică pe ale mea, nu știu. Na, băi, mie mi-ar plăcea să mai facă. Păi cu ouă mai face, auzi? Păi doar eu știam să lansez ouăle. Cine mai știe să lanseze ouăle? Dar n-aș mai putea să mai fac acum. Bă, adică ți-am zis, eu, sincer, îmi pare rău că am ajuns să mă cer cu el și să ajungem așa. Adică, dacă nu mai vrei să fim prieteni, puteți să spui din start, bă, uite, nu mai vreau să mai vorbim. Și aia era, știi? Uite ce, vă pup, Lazar, Miedone, mulțumesc. Dar și ce, sunt fericită? Moșailov sau cum așa, că uite, lumea, frate, nu mă uită, deci mă duc pe la club pe la astea și lumea mă recunoaște, știi? Îți dai seama, da. Beaumiel, te las să ai o zi frumoasă ca tine. Și tu, și tu, da. Doamne ajută. Nu mai pune preț în nimeni, ca să știi, da. Pa, pa. Final, 120 de oameni. Flix, da. Fraților, ies că nu avem putere deloc. E afară tot. Da, afară tot.